În cea mai recentă ediție a Dicționarului Ortografic, Ortoepic și Morfologic, 2021, singura formă acceptată este trafic. În ediția anterioară, 2005, erau acceptate două variante, trafic și trafic, aceasta din urmă fiind acum eliminată, deoarece nu mai este înregistrată în uz. Modificarea a fost totuși bazată pe un procent, să zicem așa, pentru că foarte mulți utilizatori, nu neapărat cei care erau puși să respecte norma, cum e în cazul știrilor, să spunem, foarte mulți utilizatori foloseau natural trafic și atunci suntem datori să ne aliniem la preferințele vorbitorilor. Sigur, nu orice preferință. Sunt o grămadă de lucrări de beletristică în care niciun e scris dezlegat pentru că e tipărit în anul 1990. Da, ideea e că modificările nu sunt atât de frapante încât la o lectură superficială, să spunem. Până la urmă, lectura de text beletristic nu se concentrează pe latura lingvistică neapărat. Adică se concentrează, sigur, pe cuvinte noi și lucruri de genul acesta, dar nu știu câți dintre elevi, mai ales, observă genul ăsta de diferențe, să zicem. Deci nu cred că modificările din noul dom sunt atât de evidente încât un copil care citește un text de beletristică să observe o mare diferență între norma de când s-a editat textul și norma actuală. În cea mai recentă ediție a Dicționarului Ortografic, Ortoepic și Morfologic, substantivul croissant are forma de plural croissante, față de ediția precedentă, care prevedea pluralul croissanți. Când se editează o carte nouă, cei care fac lucrul acesta sunt obligați să actualizeze grafia, punctuația, toate lucrurile astea. Dacă folosesc eu acum într-o carte un exemplu din Rebreanu, să zicem, sunt obligată să actualizez grafia. Deci cei care fac manualele sunt obligați să respecte normele noi. Sigur că dacă se duc la ediție și citesc cartea pe hârtie apărută acum 10 ani sau nu știu cât, atunci e posibil să se întâlnească aceste diferențe, dar nu sunt atât de multe încât să îngreuneze lectura sau să creeze așa o stare de panică pentru cititori. Mai ales că majoritatea modificărilor au fost în direcția eliminării formelor duble. Asta a fost una dintre criticile care s-a adus dicționarului. Sunt prea multe situații în care acceptați două variante. În cea mai recentă ediție a Dicționarului Ortografic, Ortoepic și Morfologic, forma de plural a substantivului ecler este eclere. În varianta anterioară a doom, norma prevedea pluralul ecleruri. Apropo de formele de plural, de exemplu. Da, da, da. Acolo s-au eliminat formele care aveau o circulație mai limitată. S-a păstrat o singură formă unde erau două în circulație. Sigur, nu peste tot. Adică o să rămână în continuare nivele și niveluri, dar în anumite situații s-a mai renunțat la forme care nu aveau circulație reală. Sigur că și domul va fi digitalizat într-un timp scurt, deci nu o să dureze mult de la apariția pe hârtie până la... Sigur, nu cred că ar trebui să dispară cu totul dicționarele pe hârtie. Ele ar trebui să existe măcar în biblioteci, la școli, peste tot, dar varianta online într-adevăr e mult mai ușor de folosit și fără costuri, sigur. Nu cred că putem spune expira la toate dicționarele. Într-adevăr, când a apărut această ediție din 2005 a domnului, ediția a doua, ediția cealaltă n-a mai fost folosită decât de lingviști pentru comparație, dar publicul care voia să afle cum e corect se uita în ediția nouă. Așa o să se întâmple și acum. Indexul e o sursă inepuizabilă de a înțelege anumite taburi din vremea comunistă. Pentru cei de astăzi care, mă rog, cel puțin cei care n-au o vârstă prea înaintată și care nu știu mare lucru despre perioada aia, pur și simplu comparând ediția, nu știu, 75 a indexului cu cea care urmează să apară, o să înțeleagă o grămadă de diferențe de mentalitate, de gândire și de modalități de a evita lingvistic să spui anumite lucruri.